au dublat în limba română. Anca Sigmirean, Petre Ghimbășan, Gabriela Codrea, Richard Balint, Paul Zurbău, Florian Silaghi, Sebastian Lupu, Corina Cernea, Eugen Neag, Alexandru Rusu, Răzvan Vicoveanu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat în studiourile BTI. Mă întreb cine va mai fi nominalizat. Află imediat după pauză. Piticului, Alaska. Coyotule, am un colet pentru tine. Unde crezi că fugi? Nu pleci până nu semnezi de primire. Regulamentul firmei. Semnează aici, semnează aici. Inițialele aici. Amprenta aici. Laba aici. Corne aici. Mostră de păr, de salivă, cântată. Da, de cum, cum? Gata, e al tău. Și eu urăsc vechiturile. Retur către expeditor. Oaza semințelor. Ce? Semințe pentru păsări, aici în construcție. O, nu te rog, ajută! Oare ce va fi dacă fac asta? A fost o idee bună! Necazurile amicului meu mă fac să mă simt apatic. Ben e un băiat obișnuit. Îi plac mașinile tari, ca și lui Gwen. Îi place familia lui. Și îi place să salveze lumea de răufăcători. E timpul să fiu erou. Dar ca și altor puști, lui Ben îi place să se și distreze. Ne uităm la televizor? Da. Ben 10, în fiecare zi de la ora 20:15. Acum la Boomerang. Nominalizat pentru cel mai mare leneș? Nu poate fi Fred, el e mereu pe fază. Urmărește mai mult din concursul de talente cu echipa Scooby imediat. Copii, mă ajutați să montez cortul? No. Ei, haideți, lăsați chestiile alea deoparte. Am ieșit la aer liber pentru a aprecia frumusețea naturii. Dar noi jucăm camping virtual 3. Da, și nu ne mai impresionează frumusețea naturii. Dar ratați lucruri grozave, cum ar fi copacul acesta. Putere nouă. Da, nivelul copacului maiestuos. Dar ce ziceți de vulturul acela?